Salut, sunt Robert și bine ați revenit la bucătăria de afară. Suntem afară, suntem în grădină, gătim niște paste umplute cu vinete. O să folosim un sos simplu de roșii cu busuioc. Astăzi o să folosim ingrediente de la grădinile Mălâncrav. Mai specific am primit bulion și vinete coapte. Vinetele coapte sunt atât de delicioase încât nu mai au nevoie de niciun condiment. Sunt perfecte așa cum sunt. Deci, pentru aluatul de paste, o să avem nevoie de 200 de grame de făină și 2 ouă. Să facem pastele, spargem în mijloc, folosim un pic de sare, priviți ouăle, cât sunt de frumoase, le avem de aici, de pe zonă. Imediat o să ne murdărim și pe mâini, numai să amestecăm bine ouăle. Pentru aluatul de paste, foarte important este să lucrăm glutenul din făină, să-l întindem cât se poate de mult. Este foarte important să incorporăm toată făina. În cazul în care considerați că aluatul dumneavoastră este prea uscat, mai puteți să folosiți un pic de apă. Dacă nu vreți să vă murdăriți pe mâini, este foarte simplu să folosiți un procesor sau un blender în care adăugați toate ingredientele și zbam, 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 gata. Dar nu e mai romantic dacă le faci cu mâna? Foarte important să lucrăm cu aluatul cât se poate de repede și să-l înfoliem, ca să nu facă crustă uscată. Și un alt lucru foarte important este să lăsăm cel puțin jumătate de oră la odihnă. Bine, atunci, să trecem la partea cu sosul. Pentru sos am să folosesc plita țepter și oala țepter. Pentru asta mulțumesc Alinei. Delicios, delicios. Aproape am ajuns la consistența care trebuie. Sare. Odată ce am odihnit aluatul, cel puțin jumătate de oră, îl întindem. Avem aici pregătit un gălbenuș de ou. Începem cu numărul cel mai mare. Întotdeauna să avem făină pe rulment. Foarte important să aveți grijă să nu mai lucrați pe soare, pentru că soarele uscă pastele. Dăm marginea cu ou.
împlinim cele două felii în 4 puncte pe care luăm în mână și scotând numai un pic, dacă iese nu are nimic, dar important este să nu rămână aer. Când apa fierbe, introducem pastele și pentru că avem o umplutură de vinete, este gata într-un minut jumate, maxim două. Deci sunt gata. Mai fierbem un pic în sos. Când sunt gata, ne scoatem, ne așezăm pe farfurie. Thank you.